Sfertul de finală bifat de Australian Open nu l-a ajutat foarte mult pe Horia Tăcău. În ultima ierarhie publicată de ATP, constanțeanul se află în coborâre de pe locul 2 pe locul 3 mondial, el fiind depășit de britanicul Jamie Murray, campion la Melbourne. Horia Tăcău are 7060 de puncte, cu 600 mai puține decât britanicul, dar un avans generos în fața fraților Mike și Bob Bryan, aflați pe locurile 5 și 6. În ierarhia ATP Race, care recompensează cea mai bună pereche a anului, Tăcău și Jean-Julien Royer au făcut un salt de 11 locuri, până pe locul al 6-lea, ei ocupând însă primul loc în clasamentul folosit pentru stabilirea capilor de serie. Horia și Jules nu joacă în această săptămână.